Bună ziua, oameni frumoși, bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea generală pentru săptămâna 8-14 februarie 2021. Etalare pentru zodia Capricorn, ascendent lună în zodia Capricorn. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Și haideți să vedem în primul și în primul rând care va fi energia săptămânii, evenimentele mai importante. Și aici avem un 7 de monede. Munciți foarte mult, munciți și ați depus foarte mult efort în anumite relații, în anumite situații, la locul de muncă, să se îmbunătățească o situație din viața dumneavoastră. Văd că puneți mult accent pe partea financiară, veți avea parte de câștiguri, pentru că munca dumneavoastră va fi răsplătită, veți culege roadele muncii, da? Lucruri care vor ieși la iveală, situații sau oportunități, variante noi de a câștiga mai bine, pentru că aici e ca și cum ați terminat un proiect sau dacă ați depus foarte mult efort, v-ați dedicat, v-ați dat viața peste cap pentru o anumită persoană pe care v-ați dorit-o în viața dumneavoastră, pe care ați tăinuit-o mai mult, dar e o relație ascunsă, aici vă arată o nouă cale, adevăruri vor ieși la iveală și vă vor ajuta să vedeți lucrurile dintr-un alt unghi. Pentru un loc de muncă, tot așa, să știți că apar oportunități foarte bune, văd un cadou. Poate unii dintre dumneavoastră veți fi invitați la o zi mai specială din viața cuiva. Poate fi vorba și de o zi de naștere, poate mergeți la cineva, la o persoană foarte dragă. Văd foarte multe cadouri, foarte multe surprize. Vă bucurați foarte mult de evenimentele din această săptămână. Vor fi și lucruri foarte spontane, pot fi lucruri care vor lua prin surprindere, lucruri care le veți afla, secrete care vor ieși la iveală și o să vă bucure sufletul și inima de o să vă umple o să vă umple un gol, o să vă umple sufletul și inima, exact cum v-am spus, de multă bucurie și de multă fericire. Vă bucurați foarte mult. Poate fi o reușită și pentru cineva drag. Nu excludem varianta aceasta. În alte situații, văd că în trecut sau până acum recent, v-ați axat mai mult pe cei din jurul dumneavoastră sau pe situațiile care vă înconjoară, mai mult decât pe dumneavoastră înșivă. Și acum a venit momentul să faceți ceea ce vă place, poate să vă faceți un moft, pentru că așa văd că unii dintre dumneavoastră veți face ceva care vă bucură foarte mult, vă cumpărați ceva frumos, investiți în dumneavoastră. În alte situații văd că aveți o intuiție foarte bună. Nu știu, văd o reușită foarte mare și pe planul amoros. Deci ori veți fi plăcut surprinși de sentimentele cuiva. E ca și cum ați stat foarte mult și v-ați bătut să vă înțelegeți foarte bine sau să atrageți atenția unei anumite persoane pe care dumneavoastră o iubiți. Și nu prea ați reușit și exact când cedați sau când vă așteptați mai puțin, acea persoană vine și vă mărturisește dragoste, pentru că vin lucruri care vă încântă, lucruri neașteptate, lucruri negândite înainte și secrete care vor ieși la iveală și vă vor bucura foarte mult pentru că sunt de bun augur, sunt vești bune. Din punct de vedere profesional avem spânzuratul. Aici este vorba de o stagnare, de o pauză, pentru că nu reușiți să vă decideți. Fie cu un loc de muncă, fie în legătură cu o schimbare la locul de muncă, da, o schimbare care va fi cu reușită extraordinar de mare. Aici poate unii dintre dumneavoastră nu lucrați sau pur și simplu sunteți în pană de idei. Poate fi și acest lucru. Sau vă dați viața peste cap sau faceți foarte multe sacrificii, faceți foarte multe lucruri pentru a vă păstra un job, pentru a face pe plac tuturor de la locul de muncă, ca totul să fie bine. Ei, și ajungeți în punctul în care pur și simplu vă săturați de atitudinea celor din jur și vreți să luați o decizie în legătură cu ceea ce va fi. Decizia pe care o veți lua va fi una foarte bună. Ori vești bune în public, ori aflați de un post mult mai bun.
Dacă nu aveți un loc de muncă, veți afla de un loc de muncă foarte bun. Dacă aveți propria afacere și sunteți într-un impas, veți găsi rezolvarea prin niște oameni cu care comunicați dumneavoastră sau cu care sunteți asociați sau cu care faceți afacerea. Da, pot fi niște clienți de dumneavoastră. Dar văd reușite foarte, foarte mari pe planul profesional în săptămâna aceasta, chiar dacă săptămâna începe într-o notă așa un pic mai negativă. În ce sens că sunteți într-un impas, nu știți ce veți face sau ce e de făcut de acum încolo și posibil ca soluția să vină din altă parte, să vină de la o altă persoană. Posibil să fie în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător sau poate de la o persoană în semn zodiacal pești, poate fi și acest lucru, sau leu. Dar va fi de bun augur pentru că chiar aveți nevoie de aceste încurajări. Văd foarte, foarte multă reușită aici la dumneavoastră. Din punct de vedere financiar, control. Deci nu cheltuiți în exces și se repetă, da, puterea. Trebuie să fiți foarte chibziți cu banii, pentru că tentațiile sunt foarte mari săptămâna aceasta. Să faceți, să aveți. Deci trebuie să fiți stăpâni pe cheltuielile dumneavoastră, pentru că oricum siguranță financiară dumneavoastră aveți și aveți pe termen lung. Deci nici nu se pune problemă. Posibil aici să vă gândiți sau să luați în considerare la locul de muncă să vă schimbați în altă parte, pentru că și pe planul financiar văd, sau să vă luați un al doilea job ca să câștigați mai bine. Oricum, pe mulți dintre dumneavoastră vă văd că veți câștiga bani din muncă proprie, deci ceea ce faceți dumneavoastră nu neapărat angajați undeva, sau posibil să vă susțină cineva financiar, temporar, nu neapărat pentru totdeauna. Dar vă văd cu siguranță, exact cum v-ați spus, cu siguranță financiară foarte bună și chiar vă doriți, poate vă gândiți dumneavoastră sau vă doriți dumneavoastră să vă mai luați un post în plus pentru a câștiga mai bine, că s-ar putea să mai aveți niște cheltuieli cărora să nu le puteți face față și automat v-ar prinde bine încă un post. Dar oricum ar fi săptămâna aceasta, trebuie să fiți foarte moderați cu banii, da? Încercați să vă controlați emoțiile, ieșirile, nevoile pe care le aveți. Dacă nu este necesar să cumpărați sau să cheltuiți săptămâna aceasta bani, mai bine nu o faceți, cel puțin momentan. Din punct de vedere relațional, avem un cavaler de spade. Foarte multă agitație, e ca un conflict, ori faceți multe drumuri, ori vorbiți cu multă lume, vreți să rezolvați cât mai multe lucruri. Văd că susțineți foarte mult oameni, îi sprijiniți, îi încurajați. Cred că aici faceți drumuri pentru prieteni, pentru cunoștințe, pentru rude, să ajutați cât mai mult. Poate în afaceri, la locul de muncă, ajutați colegii. Posibil să aveți de-a face cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Dacă ați întâmpinat în ultimul timp obstacole pe planul relațional, să știți că aici ambiția dumneavoastră sau speranța pe care o aveți ca lucrurile să se liniștească, să se rezolve, vă ajută foarte mult să depășiți acel blocaj, acea neliniște, acea supărare. Da. Veți primi vești foarte bune, foarte rapid. Deci veți vorbi cu persoane cunoscute, aici mai poate fi vorba despre o agitație în relațiile de trio, să nu vă mai convină situația. Dar aici putem vorbi de colegii de muncă care fac diferențe, da? Vă înțelegeți dumneavoastră cu un grup mai bine, dar sunt persoane care vă supără sau bârfe nefondate pe la locul de muncă, care vă vizează și pe dumneavoastră în mod indirect, pentru că dumneavoastră nu participați la aceste lucruri și automat vă enervează și încercați să căutați dreptate, pentru că dumneavoastră tot timpul ați fost echilibrați, dumneavoastră tot timpul ați fost corecți și nu ați vrea discuții de genul acesta. Dar adevărul va ieși la iveală, pentru că nu veți lăsa lucrurile așa. Mai poate fi un mic conflict cu persoana iubită în legătură cu, poate, cu o sumă de bani. Ori vreți să faceți un împrumut și aici apare un obstacol, un impas și apare stresul în casă, dar lucrurile se vor rezolva rapid printr-o cunoștință. O persoană care vine și vă dă o veste foarte bună. Dar foarte multă comunicare și lucruri care se vor debloca în săptămâna aceasta, deci cu multe reușite la dumneavoastră. În alte situații, dacă v-ați bătut foarte mult să vă înțelegeți cu cineva sau să fie bine într-o anumită situație pe planul relațional, în sfârșit vedeți luminița de la capătul tunelului. Faptul, ori căutați, ori găsiți o nouă strategie să rezolvați lucrurile acestea, ori pur și simplu mergeți și vorbiți cu persoana respectivă sau vă întâlniți întâmplător.
Ori vine persoana aceasta în casă la dumneavoastră, ori mergeți dumneavoastră la ea, ori pur și simplu vă întâlniți, exact cum v-am spus, întâmplător. E o discuție rapidă, deci nu vă aștepta să stați la vorbă ore în șir, dar vă liniștește, parcă vă aduce așa bucurie în suflet. Din punct de vedere al sănătății, avem un 6 de bâte. Nu, primiți vești bune în legătură cu sănătatea. Vă simțiți foarte bine, aveți energie foarte multă în săptămâna aceasta. Dar sunt și unii dintre dumneavoastră care vă simțiți așa un pic mai neplăcut sau poate o persoană de la o distanță mai lungă nu se simte foarte bine. Atenție la alimentație, dar nu neapărat dumneavoastră, cât persoanele dragi dumneavoastră cu care aveți o conexiune specială. Nu știu, poate fi de la o mâncare, să vă simțiți foarte rău, posibil să fie lucrul acesta, sau e ca o amețeală, dar treceți peste, adică e ceva trecător și posibil să nu fie problema dumneavoastră, e posibil să fie problema unei persoane din viața dumneavoastră. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!